O artistă din Iași a găsit o întrebuințare inedită pentru dopurile din plastic și a avut nevoie de câteva mii pentru a-și desăvârși opera. Tablourile au fost expuse, iar publicul a rămas fără cuvinte. Lucrările reprezintă soldați români în cel de-al doilea război mondial, iar povestea lor este incredibilă. Poate asemănarea nu mi-a reușit, însă vi-l pot descrie în câteva cuvinte. Mic, de statură, slăbuț și tot timpul permanent pus pe șotii. Un portret a rămas neterminat, cel al soldatului necunoscut. Pentru cele patru lucrări, artista a adunat mii de capace de plastic în decurs de un an. Vorba de o expoziție cu un concept, ceea ce mai rar ne este dat să vedem. Elena Cristina Potop-Boțan este din Focșani și a absolvit Facultatea de Arte Plastice din Iași în 2007.